Spectacolul La mulți ani România a avut loc pe 4 decembrie la Colegiul Brebeuf, avându-i ca organizatori pe Maria Ionicescu, coordonatoarea Teatrului Ridendo, și Otilia Tunaru, coordonatoarea Școlii Junimea Română din Montreal. În prima parte a acestui spectacol am pus în scenă o coreografie după alegoria lui Platon, mitul peșterii. La nivel artistic au fost folosite pantomima, luminile, recitator, proiecții video preluate din manifestările românilor de la Montreal, solidari cu victimele de la colectiv. Aici a fost și momentul de interacțiune cu publicul, care s-a văzut pentru câteva secunde în întunericul sălii al peșterii. A fost un moment de suspans. A fost invitația noastră adresată celor din sală la un moment de reflecție și solidaritate, încât la deschiderea cortinei, acești adolescenți, grupați unul lângă altul, i-au întâmpinat pe spectatori cu aceeași notă gravă a melodiilor Un ange qui passe, în interpretarea lui Emil Cotrigășanu, și Ecou, interpretată de Sandra Faraon. Acest prim moment, încheiat cu melodia Visător, interpretat de grupul de adolescenți, s-a vrut un apel la umanitate. Înainte de a aparține unei naționalități, aparținem umanității. Partea a doua a spectacolului a subliniat frumusețea românilor printre celelalte națiuni, punând în valoare portul popular, cântecele și dansurile populare, bogăția de sentimente regăsită în folclorul românesc. Copiii s-au văzut în măsură să învețe pe perioada repetițiilor ce înseamnă să dansezi Ciuleandra, ce înseamnă alunelul, ce înseamnă să cânți cu căciulile pe frunte. Am avut fericita ocazie să colaborăm în realizarea acestui moment cu formația Trio Plus, solista Paula Alecu, trupa de dansuri Ciuleandra, precum și cu interpreții Veronica Mieila, Lorena Apian, Andreea Grigorescu sau Raluca Tunaru. Acești copii minunați, unii născuți aici, în Canada, au urat României ceea ce au învățat ei de la Eminescu din nemuritoarea poezie Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, armă de tărie. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,
Tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în făcie, ca nopții stele, ca zilei zor. Spună ce-i poporul mare românesc, când se aprinde sacul, candida-i viitoare, dulce Românie, asta ți-l urez. Prin prospețimea lor, prin viziunea lor, acești copii vă înfățișează cultura românească așa cum o văd, un pic mai modernizată, un pic mai ritmată, uneori un pic mai alegorică, dar respectăm viziunea aceasta a lor. Important este să pătrundă și să înțeleagă și să-și însușească acest tezaur spiritual românesc. A fost un spectacol reușit, apreciat de către public și de către tinerii artiști, rod al colaborării dintre Teatrul Ridendo și Școala Junime Română din Montreal. Mereu în avangardă, tinerii Teatrului Ridendo reușesc să surprindă publicul prin ineditul reprezentării scenice, prin diversitatea temelor abordate și prin originalitatea interpretării. Da, a fost foarte mult de lucru, foarte mult, până ca să putem să facem spectacolele astea. Și până la urmă am fost foarte, foarte mândri de ce am putut să realizăm până la urmă și ce rezultat a dat. Și cred că toată lumea a putut să vadă asta. Și mi-a plăcut foarte mult, chiar să pot să cânt cu lumea și să cu celelalte persoane care erau cu noi, celelalte fete, și să fac asta în română, pentru că de acolo venim. Și sunt foarte, foarte mândră că pot să reprezint România în Canada în momentul ăsta. Spectacolul a fost posibil datorită sprijinului pe care l-am primit de la sponsorii noștri, Giraco Assurance Service Financier, High Graphics, avocat Iolanda Roman, grup imobiliar Artenie, Clinica Nova Terapii, patiserie Angelica, restaurant Partenon. Mulțumim de asemenea partenerilor noștri media, Escu TV, Pagini Românești. Dragi prieteni, dragi români din Montreal, vă dorim un Crăciun fericit și vă așteptăm în 2016 cu alte surprize, cu alte spectacole la noi în Montreal. Dragi prieteni, avem plăcerea de a avea în studioul Escu TV de la Montreal pe domnul Alexandru Sorin, campion mondial de karate, fost membru al echipelor de karate ale României și al Canadei, actualmente antrenor principal al echipei de karate din Quebec. Sorin, te rog să te prezinți telespectatorilor noștri. Fac karate de 23 de ani, am venit la Montreal în 2007, am participat pentru echipa României înainte, apoi pentru echipa Canadei. Și am avut multe rezultate internaționale, campionate și jocuri panamericane, campionate mondiale, europene, multe titluri, dar vreau să vă zic, pentru început, cel mai important titlu a fost campionatul național în 2011. Fica mea s-a născut la 4 dimineața, iar eu la ora 9 dimineața competiționam și am câștigat toate meciurile și pentru prima dată campionatul național al Canadei. Te rog să ne spui ce stil de predare ai, ce stil de karate, mai multe detalii despre tipul de sport pe care îl practici. În primul rând vreau să încep cu copiii. Asta e principala mea clientelă. Copiii astăzi au foarte multe atracții. De exemplu, tot timpul au un calculator la îndemână, jocuri pe computer sau chiar telefonul părinților și jocuri atractive. Eu, în calitate de antrenor de karate, trebuie să fiu mai interesant ca aceste jocuri. Ceea ce fac, stilul meu de predat este, cred, diferit. Copiii trebuie să se amuze în clasa mea, trebuie să facă multe interacțiune, de asemenea lucrăm pentru leadership, să fie adevărați lideri în viață. Încrederea în sine este cel mai important, care pentru mine m-a ajutat foarte mult de când am început karate. What makes you bring your children here? Well, first of all, they like it. They like the atmosphere. They like the fact that Sorin
Soren pushes them, but he's very nice as well. He's not mean to them, but he pushes them a lot, and their discipline has improved. Their physical stamina is very good now, and the reflexes are faster. I find them even more calm than they were before. This was my next question. Which kind of value have you seen after they started the program? So you said discipline? Discipline, a lot more self-confidence. They know what they can do, and they find themselves in situations where, they know they can win, but they stay calm. And that has made them appreciate more, other people. And I also find that they're stronger and faster than they used to be. Yeah. Extraordinary. What would you recommend to other parents? Bring them here. I think Soren lets the first few classes be for free and see how your kid reacts. But I think a lot of parents don't expect their kids to like this. And they're very surprised to see how much they like this class and how much they participate in it. Please tell us how many children do you have here in this program and for how long? I have two kids. My daughter Marnie is 11 years old and she most recently won the US Open in Las Vegas. And she's been with Soren for about 3 years now. And I have a son who's 8 years old and he's been with Soren for about 2 years now. Congratulations, it's an enormous result. Yes. What kind of values do you see in Soren's program? His method of teaching is gentle, it's positive, it's whatever skill the kids are showing, he'll say, good job, now I'd like you to try something else. He never puts them down, it's always positive and build on that. I've never heard him raise his voice, he builds their confidence, their self-esteem. It's a terrific program. Parents get homework to do with their kids at home. So you could work on a skill at home, perhaps doing your bed every day. And when you do it for 30 days, bring it back to Soren and the kids will get a stripe for their karate belt. The emphasis is that black belt is everywhere. It's what you do at home. It's how you treat your siblings, your peers at school. It's not just when we walk in the dojo, I expect certain behavior. It's all encompassing. It's great. What would you recommend to other parents for their children? I would give it a try. Look, there's competitive karate, there's just karate for exercise, for coordination, self-esteem, for all the gross motor and fine motor that they get out of it, for the team work. It doesn't mean they have to be the next champion, but it's just good to develop the round, all around. Acum am stat de vorbă mai mult cu Alexandru pentru că am observat că toți sportivii lui au câștigat, au fost pe podium și atunci am luat decizia să-l aduc pe David aici pentru că el avea probleme cu cumitele, cu lupta cu adversarii. La, cum am zis, la kata el este deja foarte, foarte avansat. Suntem de 4-5 săptămâni aici, venim numai duminica și deja rezultatele s-au văzut. Sau David a crescut foarte mult, are mai multă încredere în el, tehnica s-a ameliorat și suntem pe drumul cel bun. Felicitări pentru rezultatele obținute. Îi ajută de asemenea și în viața de zi cu zi, au încredere mai mare în ei. Știți foarte bine că la școală copiii sunt intimidați. Și atunci pe stradă la fel și atunci ei sunt pregătiți să se apere, cum a zis fostul sensei al lui David, Mircea Dragomir, iarăși un român din comunitatea noastră, sunt caratele, înseamnă că mă pregătesc pentru că vreau pace, dar eu sunt gata și pentru război. Care sunt rezultatele școlii tale? Ce performanță ați reușit până în prezent? Avem rezultate foarte bune, de exemplu Marnie Epstein-Atkinson. A fost la US Open în Las Vegas. Din 30 de țări a luat locul 1. Asta este o cupă mondială foarte mare, cea mai mare din Nord America.
De asemenea, la Jocurile de Montreal avem foarte multe medalii de aur. Am avut jocurile, campionatul internațional de Montreal în luna iunie, mai-iunie. Am avut și câțiva români acolo în echipă, Carmin Zamfira, David Crăciun, au luat medalii foarte bune, de asemenea locul 1. You are number one champion at US Open. Please tell us something about your experience there. Well, at the US Open, I practiced a lot for it. I had privates, I did my homework at home, and I worked really hard for it. And then when the competition came, it just was like practice at the dojo. And Soren, my coach, was there for me, and he told me what to do every time. What do you like best at Soren's program? Well, I like that he doesn't scream, that he helps you when you need help, and he's really a good coach. Ce ai recomanda altor copii? Să vin aici. Pentru ce? Să vin aici pentru că eu la început n-am știut deloc karate și uitați-mă aici, sunt primul pe Montreal. Excelent. Felicitări, foarte, foarte frumos. Totul se datorează ție. Cum este atmosfera unei competiții? Este faină, mie îmi place, dar este multă presiune pe tine la ultimele 10 secunde. Dacă este un punct diferență, este foarte, foarte mare presiune pe tine. Cum faci ca să treci dincolo de această presiune? Păi, dacă eu câștig, tot timpul încerc să mă trag mai în spate, sau dacă nu, să încerc să fac cel mai bun. Un campion mondial de karate și un proiect interesant de karate aici la Montreal. Sorin, spune-mi ce planuri ai de viitor. Planurile noastre de viitor sunt de a crește grupele, de a ajuta cât mai mulți copii să aibă încredere în sine și energie. De asemenea, avem câteva competiții în luna noiembrie, apoi în primăvară și, bineînțeles, vrem să câștigăm toate medaliile. De asemenea, vrem să fim o referință în materie de activități sportive și, în special, arte marțiale pentru copiii din comunitatea română, Quebec și, de ce nu, Canada. În curând, vrem să organizăm o ziua porților deschise, poate la anul, în primăvară, dar până atunci vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații sau chiar să veniți la noi la club să vedeți locația și spațiul care oferim copiilor și adulților. Îi mulțumim lui Sorin pentru prezența în studioul Escu TV. Îi urăm mult succes și vă sugerăm dumneavoastră să-i faceți o vizită. Dat fiind faptul că în ultimul timp foarte, foarte multă lume a venit la mine ca și client, având probleme de dreptul muncii, am considerat necesar să abordez cu dumneavoastră această problemă a angajatului, a angajatorului, a încetării contractului de muncă și a modalităților în care acest contract trebuie să înceteze, care sunt formalitățile care un angajator trebuie să le respecte înainte de a încheia contractul de muncă cu dumneavoastră și care sunt drepturile dumneavoastră ca și angajat. Legea asupra normelor de muncă, loi sur les normes du travail, este legea care se aplică majorității angajaților, salariaților din Quebec. Un salariat este o persoană care muncește pentru un angajator și care primește drept răsplată un salariu. Sunt anumite categorii de salariați care nu sunt vizați de o parte sau de totalitatea acestei legi. Sunt cei care lucrează pentru companii federale, sunt, de exemplu, pentru bănci, pentru Societatea Canadiană a Poștelor, cât și cei care lucrează direct pentru Guvernul Federal. După o anumită perioadă de timp, după 3 luni mai exact,
cât munciți în cadrul aceluiași loc de muncă pentru același angajator, angajatorul dumneavoastră nu poate să pună capăt raporturilor dumneavoastră de muncă de azi pe mâine. El trebuie să vă dea un aviz scris. Avizul acesta scris și termenul în care acest aviz scris trebuie să fie dat diferă, bineînțeles, de vechimea dumneavoastră în muncă în cadrul companiei respective sau pentru angajatorul respectiv. Avem un aviz de o săptămână în situația în care munciți pentru compania respectivă sau pentru angajatorul respectiv între 3 luni și un an de zile. Avem 2 săptămâni în situația în care munciți între un an și 5 ani de zile. Avem de 4 săptămâni în situația în care munca prestată dumneavoastră este între 5 ani și 10 ani și de 8 săptămâni pentru 10 ani și mai mult de vechime. În situația în care dumneavoastră ați primit acel aviz, nu înseamnă că trebuie să încetați munca și că nu mai sunteți obligați să mergeți să vă prestați serviciul pentru care sunteți angajat. Dimpotrivă, sunteți obligat să mergeți în continuare la angajatorul respectiv. Ce se întâmplă dacă nu primiți acel aviz? Dacă nu primiți acel aviz, angajatorul este obligat să vă verseze o indemnitate care este echivalentul salariului pe care dumneavoastră l-ați fi primit dacă ați fi muncit perioada respectivă acordată de către lege și care trebuia să fie cuprinsă în aviz. Deci o săptămână, 2 săptămâni, 4 săptămâni, 8 săptămâni, exact cum v-am spus anterior. În situația în care un angajator nu este obligat să vă dea acel aviz, situațiile sunt situații limitative pe care legea le prevede expres. Este situația în care, de exemplu, dumneavoastră sunteți concediat pentru o faptă gravă. Ce înseamnă faptă gravă? Înseamnă că dumneavoastră, de exemplu, ați furat din cadrul companiei. Înseamnă că dumneavoastră ați dat dovadă de o neglijență gravă. De exemplu, sunteți electrician și nu ați luat măsurile necesare pentru a nu se produce accidente la locul de muncă. Sau dețineți anumite funcții prin care aveți acces la informații confidențiale importante pentru angajatorul dumneavoastră și dumneavoastră le divulgați. Aceasta este o faptă gravă. Situație în care angajatorul nu este obligat să vă dea avizul de care am vorbit precedent. O altă situație este situația în care aveți un contract pe durată determinată. Din nou, angajatorul nu este obligat să vă dea acel aviz. În situația în care compania suportă sau angajatorul suportă un caz de forță majoră, de exemplu un incendiu, încă o dată, avizul nu este obligatoriu să fie dat. O veste bună sau o protecție specială pe care legea o acordă este faptul că în momentul în care dumneavoastră lucrați de mai mult de 2 ani de zile pentru aceeași companie, pentru același angajator, în situația aceasta, angajatorul nu poate să pună capăt relațiilor contractuale între dumneavoastră și el decât pentru o cauză justă și suficientă. În franceză se spune cause juste et suffisant, adică pentru să fie îndreptățit, să fie, în afară de faptul că să fie îndreptățit, să fie și suficiente de multe motive ca să poată să pună capăt acestui raport de muncă pe care dumneavoastră îl aveți.